actor de teatru și cinema, fire rebelă și nonconformistă. Nu face roluri pe care nu le simte. Îi place să experimenteze. Afirmă că prieteniile adevărate sunt deficitare printre actori și prețuiește oamenii cu spirit de libertate. Momentan, ocupația lui centrală se numește Petra. Este fiica pe care o dedăcește în timp ce mama, actriță și ea, muncește la un contract în România. Actorul Alexandru Pleșca vine la un sfert de vorbă cu Ilona Spătaru. Dragă Alexandru, bine ai venit la un sfert de vorbă aici la Vintage Cafe. Bine v-am găsit! Din câte am auzit eu, ocupația ta centrală acum se numește Petra. În timp ce soția ta, Luminița Țicu, lucrează la un contract în România, tu ai rămas acasă să demonstrezi că ești cel mai bun tată pentru fiica voastră. Da, ai dreptate. Luminița este invitată la Bacău pentru a monta un spectacol, este vorba de unchiul Vanea. Și acum eu trebuie să am grijă de Petra. Bine, ne-a mai luat și o dădacă și încercăm cumva să ne descurcăm. Mai este și tatăl Luminiței care ne ajută în momentul când eu sunt la teatru și nu, cred că sunt un tată bun, pentru că seara când vin acasă, Petra tot timpul îmi zice că te aștept foarte mult, de ce vii așa de greu. În aceste condiții mai ai timp pentru teatru? Sigur că da. Bine, acum dacă am făcut o mică pauză în ceea ce privește teatru, pentru că Luminița este plecată la Bacău, asta nu înseamnă că m-am lăsat de teatru. Oricum, încerc să joc proiectele mele pe care le-am realizat până acum și după ce va veni Luminița, o să încercăm să facem și ceva nou. Să știi că eu pledez pentru concedii de paternitate. E diversitate și e mai interesant așa. Dacă tot au participat doi la facerea copilului, nu au decât tot doi să pună umărul pentru a-i da educație de calitate în egală măsură. Bine, atunci când s-a născut Petra, concediu de maternitate l-a luat Luminița, ori acum dacă ea este invitată, mi-am luat eu acest concediu de paternitate și am grijă de Petra și sper să mă descurc foarte bine până se reîntoarce ea, să găsească copilul chiar poate mai fericit decât l-a lăsat. Cel puțin copilul își va cunoaște mai bine tatăl. Da, e adevărat. Și asta e un mare plus. Ideea care că e foarte rar ne vedem cu Petra, pentru că practic eu de dimineață sunt plecat, vin seara, când vin acasă deja ea doarme și acum am posibilitatea chiar să stau mai mult și să văd ce îmi povestește ea, ce poezie am mai învățat și într-un fel îmi redescoper copilul pentru că am posibilitatea să stau mai mult acum cu el. Ce bine e când soțiile mai au niște contracte în străinătate, dar pentru o perioadă scurtă, că deja când e pentru timp mult, nu e bine. Mergem noi, luăm copilul și mergem din urmă. Pe lângă jobul tău oficial, tu ești actor la Teatrul Mihai Eminescu. Da. Știu că ești implicat în tot felul de proiecte informale, dacă le putem spune așa. Despre ce este vorba? Până nu de mult am lucrat la un post de radio și mi-am zis că gata, renunț la să fac radio, pentru că involuntar radio a ajuns pentru mine pe prim plan, ori până la urmă profesia mea este de actor și am zis că trebuie să fac o pauză, să mă gândesc ce vreau eu să fac mai departe și pe lângă actor la Teatrul Mihai Eminescu, mai sunt implicat și în laboratorul teatral Fuzbuc, care se află pe strada București 68. Acolo se întâmplă niște lucruri foarte frumoase. Dacă o să veniți, o să vedeți. Prin ce se deosebește scena de la Fuzbuc de cea a Teatrului Mihai Eminescu? În primul rând că e mai mică. Bine, la Teatrul Mihai Eminescu sunt implicat în practică în toate proiectele și n-aș spune că toate spectacole în care sunt acolo îmi plac. Ori la Fuzbuc suntem o echipă de oameni care alegem piesele sau repertoriu, da? Ăla pe care ne place nouă și am zis că
oamenii trebuie să vadă și un alt fel de teatru, cel puțin așa cred eu. Circulă zvonuri despre firea ta rebelă în teatru. Uite, mi-a povestit cineva, ci că odată ai plecat din teatru foarte furios așa, pentru că nu ți-a plăcut rolul pe care ți l-a dat regizorul sau piesa în care erai antrenat la teatru Mihai Eminescu. Ai trântit ușa și ai plecat. N-am trântit ușa, le-am zis că nu pot să fiu implicat în acest proiect, pentru că paralel mai făceam și un alt proiect independent. I-am rugat foarte mult să mă lase, ei n-au putut să... au zis că nu, tu trebuie să fii implicat în acest... în acest proiect. Le-am zis, vă rog frumos, lăsați-mă, pentru că fiecare actor poate să-și ia probabil o mică pauză și să vadă ce face el mai departe, cum ar putea să meargă. Nu știu, oamenii, direcția n-a acceptat și până la urmă am zis, ok, dacă voi nu acceptați, eu trebuie să scriu cerere de plecare, pentru că cred că ceea ce fac acum este mai important decât ceea ce oferiți voi mie. Dacă, nu știu, direcția unui teatru nu are grijă de un actor, că el ar trebui să evolueze, atunci părerea mea este că actorul trebuie să aibă grijă de el și să vadă cum ar trebui să meargă mai departe. Chiar dacă atunci când nu faci nimic, câteodată e mai bine, apropo, să nu faci nimic decât să faci, să cazi undeva mult mai adânc decât acolo unde ești tu acum. Cum s-a întâmplat că ai revenit? Te-a chemat directorul? Am fost plecat, practic, undeva vreo... deci n-am fost în teatru vreo jumătate de an, după care m-au chemat înapoi, am semnat iarăși contractul mai rar după ce închizi ușa să te cheme înapoi directorul. Da, probabil că e un lucru rar, nu știu cum e, iată, chestia asta s-a întâmplat, am revenit și... sper să nu mai trec prin asemenea experiențe, să mi se ofere ceva care mie să nu-mi placă, dar nu știu. Speranța moare ultima, cum spune cineva. Sper să nu moară. Dacă nu ai fi dat la actorie, ce dacă n-aș fi dat la actorie, eu, de exemplu, am făcut școala muzicală, am învățat la școala muzicală vreo 9 ani de zile și de mic știu că erai pasionat de muzică, nu prea învățai că muzica era... Exact, da? Exact. Ai ucis acest vis, muzica? Nu. Bine, dacă fac actoria asta, nu înseamnă că nu fac și muzică. Da, am văzut. Încerc să mai... interpretez ceva în Necrotetanium acolo. Da. Bine, e ceva vocal. Ori în momentul când mai am timp liber, încerc să mă mai antrenez la, de exemplu, nu știu, la clarinet, la acordeon, la fluier, la instrumentele la care am învățat. Și dacă n-aș fi fost actor, nu știu ce aș fi făcut acum, pentru că părerea mea este că acum, așa cel puțin cred eu, n-aș putea face altceva, pentru că îmi place foarte mult, să zic așa, această profesie, dacă o putem numi profesie. Da, zulufii ăștia, ți-i faci tu fiecare dimineață pe deget, da. Așa? Sau azi dimineață sunt din nascare? Mi-am fierbântat ceva. Așa? Nu, glumesc. Nu. Asta este părul meu natural. Știi că și eu am zuluf din ăștia, dar îi tot distrug cu... Mm-hmm. Parcă nu mă percep cu zuluf, dar probabil într-o bună zi o să... Nu, că lumea tot mă întreabă dacă nu vreau să-mi îndrept părul, încă nu m-am gândit la asta. Adică n-am timp să mă gândesc la felul cum arăt sau în sensul că să mă preocup prea mult de make-up. Dar ce trebuie să preocupe un bărbat? Nu pot să răspund pentru toți bărbații. Pentru mine trebuie să mă preocupe ce ar trebui să fac eu mai departe, cum ar trebui să merg mai departe, care este calea mea și, nu știu, să am grijă de familie. Din toate rolurile pe care le-ai făcut, care crezi că te reprezintă cel mai mult? Nu știu dacă este vreun rol care mă reprezintă. Sunt roluri care îmi plac și sunt roluri care nu-mi plac. Ori alea care nu-mi plac încerc să mă impun și să fac tot posibilul ca să-mi placă. Dar tu observi că dacă nu-ți place rolul, joci cumva altfel, adică dedicația este într-o măsură mai mică. Știi, cel puțin eu încerc să mă mint tot timpul pe mine că deja îmi place rolul și după care probabil peste o perioadă chiar mă îndrăgostesc de acel rol și cred eu că îmi reușește foarte bine. Alexandru, teatru evoluează în Moldova sau stagnează? Teatru, am impresia că în Republica Moldova n-a evoluat de foarte mult timp. Acum, după părerea mea, teatru se află într-o decădere totală. Se montează, am impresia că
În teatru nu există un politic repertorial, deci se montează, vine și montează cine și ce vrea. Dar e libertate. E libertate. Probabil că sunt, nu, de fapt sunt momente când vin oamenii care în general nu au treabă cu teatru și montează. Dar cine îi acceptă? Asta nu știu, nu mă întrebați pe mine cine acceptă, nu știu cum se face că până la urmă ei vin și pun piese în teatru, pun piese în scenă. Piesele lor, din păcate, nu prea au succes, se joacă o lună, două, după care se închid. Dar până la urmă niște bani se cheltuie frumușei. Poate că se spală. Nu știu chestiile astea, se spală, se îmbracă, cel puțin știu că... Se cheltuie ceva bani. În anul 2012 ai fost nominalizat pentru cel mai bun actor al anului. Da, am fost nominalizat, da, exact. Da, n-a fost să fie. Există o explicație? Până la urmă nu e atât de important pentru mine să iau acest premiu, cel mai bun actor al anului. Cineva m-a întrebat cum e să fii cel mai bun actor al anului. Zic, încă nu știu cum e. Când am să fiu, am să vă zic cum. Nu mă interesează premiile. Bine, până la urmă eu cred că un actor e foarte bine să fie apreciat și pentru munca care o depune, dar până la urmă te apreciază publicul care vine la tine, este foarte mulțumit de ceea ce faci și așteaptă următorul spectacol în care o să fie un alt spectacol, un proiect nou în care o să fii tu implicat și să ieși, să demonstrezi că, nu știu, cel puțin ești bun. În general, ce crezi tu despre tot felul de concursuri, competițiile astea, ne ajută sau ne încurcă mai mult în viață? Eu cred că până la urmă e bine să existe un fel de competiții, că atunci încerci și tu să depui un efort și cumva să ajungi și tu primul, pe primul loc sau să ajungi printre primii. Deci mi se pare ok dacă există un fel de competiții, nu știu, de exemplu, dacă e să vorbim despre noi, între teatre, între actori, între... Deci, dacă vine un actor... În Moldova ele sunt subiective până la urmă, cei care dau notele. Au și ei metri, știi cum e în țara noastră. Da, până la urmă, noi trăim într-o țară plină de cumătrism și... Cred că majoritatea notelor care se dau poate sunt puse așa prin pile, dar vreau să zic că atunci când vezi că e, cel puțin eu așa simt în momentul când văd că cineva poate că este mai tare sau mai bun decât mine, încerc să depun un efort și nu vreau să-l depășesc, dar cel puțin să fiu alături de acel om care este destul de mare într-un fel. Îi poți spune? A, nu-i pot spune. Verde în ochi că ești bun, tu lupți cu tine sau lupți împotriva lui, păi, sau ești invidios? Nu, nu încerc să-i pun strâmbe, nu încerc să-i pun bețe în roți. Încerc să-l ajung și cel puțin să fiu și la un nivel destul de bun, destul de apreciat, destul de mare. În lumea artiștilor există prietenii adevărate? E o întrebare care mă amuză tot timpul. De ce? De exemplu, părerea mea este că doi actori sau actori nu prea pot fi prieteni. Pot fi colegi, pot fi... Amici, așa, dar prieteni nu pot fi pentru... Probabil că atunci când nu o să mai facă teatru, nu o să mai facă film, la o vârstă destul de înaintată, când vor sta acasă, se vor suna, se vor telefona, se vor întâlni, atunci probabil că vor fi prieteni. Ori acum, nu știu, părerea mea este că totuși există o invidie și în momentul când altul merge înainte, odată ce ești invidios pe el, nu cred că mai poți fi și prieten cu el, deoarece le invidiezi. Dar cum sunt moldovenii? Uite, din piesa One Man Show, da, Necrotetanium, în care joci, am aflat că moldovenii sunt invidiați, citez din text, de americani, de engleji și franțuși. Citat închis. De ce să ne invidieze oare? Bine, asta e o ironie, dacă da, v-ați dat seama. Da, era acolo, este... da. E ceva zis în zeflea mea, până la urmă, probabil că noi moldovenii... Ce crede el? Că, de fapt, de ce? Majoritatea moldovenilor cred că noi, poporul nostru, suntem un popor foarte gospodar, foarte primitor, foarte sufletist și din cauza asta, într-un fel, ne deosebim de alte popoare. Vă invit pe toți din echipă la acest monospectacol și după
ce o să-l vedeți, o să vă dați seama despre ce este vorba. Eu l-am văzut în preînregistrare, arată foarte bine. O problemă la sfârșit ai avut tu cu aprinderea... Petarde, deci sunt niște focuri de artificii. Petardelor, în timp ce eroul nu putea aprinde 4 lumânări, da? Tu n-ai reușit să aprinzi 4 petarde. 4 petarde. E prima dată când mi s-a întâmplat. Am filmat acest spectacol pentru ca să-l trimit la niște festivaluri. Mi l-a cerut cineva din România și în moment, am jucat până atunci, cred că de vreo 10 ori. Ori în momentul când am încercat să filmez acest monospectacol, atunci nu mi-a reușit să aprind aceste petarde care la final trebuie să ardă. Să știi și... că ai ieșit din situație, nu ai dat pe față. Bine, da, dar în interiorul meu ce se întâmpla, numai eu știu și ce ziceam eu acolo. Am citit într-un interviu că ai fost profund marcat de primul tău rol din piesa Căsătoria de Nicolae Vasilevici Gogol. L-ai jucat acolo pe Podcoliosin, un tip care se teme de însurătoare. Până la urmă, el fuge de la nunta lui. Nu ești căsătorit oficial, tu. Poate acest rol ți-a trezit o fobie față de căsătorie. Am impresia că majoritatea rolurilor care le reușesc actorilor, într-un fel sau altul, nu știu cum părerea mea, este că... îi marchează pe acești actori mari. Nu știu dacă m-a marcat pe mine acest rol, acest personaj Podcoliosin, care tot timpul își pune întrebări să mă însor sau să nu mă însor și în momentul când vrea să se însoare, fuge chiar de la nunta sa. Eu încă n-am ajuns să fac o nuntă cu Luminița, nu știu, credem că ne simțim foarte bine așa. Și chiar dacă o să o facem, nu o să o facem, poate o să o facem, nu știu, peste 2-3 ani, unde o să fiu eu, Luminița, Petra, undeva pe o stâncă. Ok, zic eu, important e să nu avem fobie la dragoste și tu nu ai, pentru că mi-ai povestit. Am un suflet mare. Iar atunci când produsul dragostei voastre se numește Petra și arată ca Petra și o iubiți foarte mult, cred că chiar trebuie să fiți un cuplu fericit. Da, suntem un cuplu fericit și chiar mă bucur că am un copil minunat, asta o zic eu. Cred că nu este o părere subiectivă. Toate bune, Alexandru, roluri frumoase și succes pe mai departe. Vă mulțumesc foarte mult!